Încă un cuplu extrem de stabil de la Hollywood a ajuns la răscruce de drumuri. Actorul Orlando Bloom și fotomodelul Miranda Kerr se despart după o căsnicie de 3 ani. Motivul ar fi infidelitatea lui Orlando, care s-ar fi apropiat prea mult de Condola Rashad, partenera sa din filmul Romeo și Julieta. Ea, una dintre cele mai frumoase femei de pe planetă, fost model Victoria's Secret. El, un stăpân al inelelor, părea unul dintre cele mai fericite cupluri de la Hollywood, dar Orlando Bloom și Miranda Kerr au anunțat că trăiesc separat de câteva luni și că au pus punct relației. Deocamdată nu au luat nicio hotărâre asupra fiului lor, Flynn, în vârstă de 2 ani. Miranda ar fi luat decizia după ce actorul s-ar fi atașat de Condola Rashad, partenera sa din Romeo și Julieta. Nici ea nu a fost însă ușă de biserică, s-ar fi cuplat cu fotograful Mariano Vivanco. Adevăratul vinovat ar fi Leonardo DiCaprio. În decembrie anul trecut, Miranda ar fi petrecut o noapte întreagă cu el în New York. Miranda a negat acuzațiile, dar relația cu soțul său a început de atunci să scârție. Actorul britanic Orlando Bloom a început relația cu fotomodelul australian Miranda Kerr în iulie 2007. Cei doi s-au căsătorit în secret 3 ani mai târziu, în iulie 2010, după ce și-au anunțat logodna.